Salvatorii hunedoreni și-au prezentat astăzi bilanțul activităților desfășurate pe parcursul celor 9 luni ale acestui an. Potrivit datelor statistice, pompierii hunedoreni au intervenit pentru lichidarea a 141 de incendii, care s-au manifestat în locuințe particulare sau la anexele acestora din întreg județul. Din nefericire, în urma acestor evenimente, doi hunedoreni și-au pierdut viața, iar pagubele materiale au atins ordinul milioanelor de lei. Conferința de presă de astăzi, în care reprezentanții ISU Hunedoara au făcut un bilanț al activităților desfășurate în perioada ianuarie-septembrie, scoate în evidență faptul că, din păcate, mulți locuitori nu aplică măsurile de prevenție împotriva incendiilor provocate în locuințe din mai multe motive. Și asta în condițiile în care pompierii hunedoreni desfășoară ample campanii de prevenire a unor astfel de situații. Conform statisticilor, în perioada 1-11-2023, 30-9-2024, pompierii hunedoreni au intervenit pentru lichidarea unui număr de 141 de incendii ce s-au manifestat la locuințe particulare și la anexele acestora. Din totalul celor 141 de incendii izbucnite la locuințe, 70 pot spune că au avut loc în mediul urban și 71 în mediul rural, iar împrejurările determinate ale producerii acestora au fost, în principal, următoarele: instalații electrice și defecte într-un procent de 25,36%, coșul, burlan de fum, defect sau necurățat, procent de 23,4%, focul deschis 15,6%, cenușă, jar sau scânteie de la sistemele de încălzire, un procent de 7,8%, iar acțiune intenționată 7,09%. Din păcate, pot spune că în urma acestor evenimente, două persoane și-au pierdut viața și trei au fost rănite, iar pagubele materiale înregistrate pot spune că au fost semnificate în valoare de 3.175.000 de lei. În vederea creșterii gradului de siguranță pentru cetățeni și a prevenirii riscului manifestat a unor situații de urgență, toate activitățile desfășurate de către unitatea noastră se concentrează în principal pe menținerea sub control la un nivel acceptabil a riscurilor identificate în zona de competență. Acest aspect presupune acțiuni și măsuri concrete pe următoarele paliere. Și aici vorbim de partea de prevenire, partea de răspuns și partea de acțiune în situații de urgență. Tot ca o măsură de prevenție, încă de la începutul acestei luni a fost aprobat Planul General de Măsuri privind gestionarea situațiilor de urgență specific sezonului de iarnă 2024-2025, în care un rol important îl are ISU Hunedoara.